Aplauze! Bună seara! Bună seara, dragilor! Suntem la început de săptămână. Cam fiecare luni, de la 8 la 10, o să vă ținem companie, dar super show, exact așa cum scria și pe burtieră. Voiam să încep cu mulțumiri. Și în primul rând vă mulțumesc dumneavoastră pentru că la prima emisiune de săptămâna trecută ați fost într-un număr foarte mare în fața televizorului și asta ne-a încurajat să facem emisiunea noastră frumoasă de 2 ori pe săptămână. Deci vom fi luni de la 8 la 10, seara, bineînțeles, și marți, adică și mâine vom fi, tot de la ora 8 la 10. Bun, am început cu mulțumiri către dumneavoastră. Mulțumim Răducanu Music pentru intrarea asta fastoasă pe care ați făcut-o. Mulțumim și bunului nostru prieten Radu Baron, cel care ne pune la dispoziție sunetul, sunet cu care noi ne delectăm aici în platou. Mulțumim frumos, Radu, un prieten de nădejde. Bun. Să purcedem pentru că timpul este scurt atunci când ai invitați de calitate. Și începem cu un breaking news. Și ce breaking news este o informație de ultimă oră din informațiile pe care le avem până acum. Artistul, binecunoscutul artist Nicolae Datcu este dat dispărut de acasă. Să știți că și eu am încercat să-l contactez mai exact pe WhatsApp și nici măcar nu mi-au fost livrate mesajele, adică nu mi-apăreau 2 bife. Nu știu unde naiba poate să fie. Am sunat-o pe soția lui Nicu, ne-a răspuns și era așa, o vedeam un pic speriată. S-o fi pierdut pe la metrou, s-o fi dus după Moș Crăciun, poate că nu-și dă seama că a trecut Crăciunul. Și ia să vedem, însă unele surse spun că Nicolae Datcu ci că s-ar ascunde în platoul emisiunii noastre. Oare? Hai să vedem, o fi? Așa e, Doamne, ce credeți că scăpați de mine? Bună seara, dragul meu, și bine te-am găsit! Vai, ce surpriză mi-ai făcut cu știrea asta nemaipomenită. Cred că au zis mulți când au văzut această știre: Doamne, bine că am scăpat de asta de la televiziune. Toată ziua e la televizor, deschid frigiderul, văd pe Datcu, închid aragazul, văd pe Datcu, deschid dulapul, sticle de vin Datcu. Mă, nu se poate. Datcu ce? Datcu parfum sau Datcu ulei, Datcu vopsea, Datcu ce vrei tu. Bună seara, Nicu. Bună seara. Îți mulțumim frumos că ai răspuns invitației noastre. Cu drag. Știi că ești un om de suflet pentru mine. Mulțumesc, la fel. Au spus și eu acum că suntem în fața televizorului. Știi tu cântecul ăla și noi la Ilinca. Fii atent, să știi că nu degeaba te-am invitat să fii așa, primul nostru invitat. Eu știu că nu m-ai invitat degeaba, știu. Păi nu, de pomană. Fii atent, avem câteva știri. Știri, pentru că am început cu breaking news, da, și aș vrea să ni te alături, să comentăm niște știruțe așa. Scuză-mă că te întrerup. Nu cumva știrea asta că eu am dispărut se leagă și cu știrea președintelui că a dispărut? Ai ceva intenții politice sau? Nu am intenții politice, dar văd că are... Nu ca aptitudinea aia, adică văd că te-ai dispărut. Da, aș fi bun un oratoriu foarte bun. Aș vorbi de la tribună. Îmi place să vorbesc de la tribună, dar doar să vorbesc. Da, doar să vorbești. Băi, ce mi-e drag, mă, să l-am pe ăsta în emisiune că vorbește. Bun. Haide, fii atent. Știai că pe 21 ianuarie a fost ziua internațională a îmbrățișerilor? Am auzit, oamenii trebuie să se îmbrățișeze, fiecare, și ăia care sunt răciți, gripați, îmbrățișezi. Dar știi că ziua îmbrățișerilor este marcată pe 21 ianuarie, așa cum ne spune știrea, și încurajează oamenii să se strângă în brațe, domne. Căcică, studiile arată că oamenii sunt reticenți în a-și manifesta emoțiile în public. Iar ziua îmbrățișărilor vrea să schimbe acest comportament. De ce? Pentru că îmbrățișările ajută la reducerea stresului și produc oxitocină. Oh. Deci oxitocina nu are legătură cu ceva, cu da, cu dacă e o îmbrățișare, dar știi că mai sunt îmbrățișări, dacă te îmbrățișezi, te vezi din faci mutra aia. Da, nu, exclus. Exclus, uite... Aia nu mai reduce stresul. Da, am înțeles, am înțeles. Fii atent. Lăsând la o parte cu îmbrățișările, m-aș ridica să te îmbrățișez ca să-mi crească oxitocina, așa, dar deocamdată mă abțin. Următoarea ar fi că în 1506 este întemeiată oficial garda elvețiană a Vaticanului. Știai asta? Da, știam. Asta depăzește pe papa. Eram convins că știi. Ci că garda elvețiană pontificală este un corp militar aflat în serviciul papei din 1506. În data de 22 ianuarie a acelui an, un grup de 150 de elvețieni din cantonul Uri, aflați în serviciul papei Iulius al II-lea, au defilat pentru prima oară prin Roma. Garda elvețiană a fost angajată în principal pentru serviciul de pază al papei, participând însă și la numeroase lupte. Da, într-adevăr, lupte adevărate. Da, eu am văzut îmbrăcați, am fost la Roma. Nu, că noi nu ne-am uitat acolo. Din ce zona a României crezi că am putea să... Ar putea fi din zona Oașului? Da, puțin din Oaș ar fi, dacă n-ar exista. Ba da, chiar din Oaș ar putea. Mă, adică la pantalonul ar fi din Oaș, da. Da? Oșel de adevărați. Da, nu. Da. Deci am putea să-i punem în zona Oașului. Da. Bun, fii atent. Trecem la, și anume, următoarea știre. Așa, este asta cu sultanul Selim. Da? În 1517... Sultanul Selim, o cunoștință de-a noastră, nu spun așa apropiată, mai vine el pe la noi, da, pe la emisiune, a zdrobit armata sultanului Mameluc al Egiptului și a cucerit orașul Cairo, după care urmează supunerea întregului Egipt. Știi ce înseamnă Mameluc? Mameluc știam ce înseamnă, dar am uitat. Depinde, pot să fiu un mameluc când... Eu confundasem la un moment dat când am citit prima dată știrea. Știi că mai zice, a venit mamelucul ăla de Datcu, băi, nu. Știi că, într-adevăr, nu, mameluc, într-adevăr, înseamnă a fi luptător, știi? Luptător, dar poate la figurat... Știam, dar am vrut să te pun la încercare. Poate însemna, crede-mă, că și ceva nasol. Da. Bun. Pe asta aș fi... Ai ochelarii la tine? Mi-am avut aici, dar mi-a luat cineva. Ți-a luat? Dă-mi coacă, poate diclesc ceva. Ia vezi, o diclești? Asta, ia fi atent. Dacă n-am bicicletele, poate diclesc. Fii atent, aia la 1879. Citești-o pe aia. Ce cu buzele astea? Ia, citești-o pe aia, fii atent. Hai o buză aici. Hai mă zi, 1879. În 1879, peste 1500 de soldați britanici și-au pierdut viața în urma unei înfrângeri umilitoare. În confruntarea cu zulușii. N-ai văzut asta? Ia, zi. În bătălia de la Isandlwana, pana mea, că nu am știu, nu contează, că nu știu. Nu, că n-am înțeles ce ai zis. Isandlwana. Așa. Am zis ca la mine la țară, așa am zis. Mai puțin de 2000 de soldați britanici se întâlnesc pe câmpul de luptă cu 20.000 de luptători. Zulu. Da. Zulu, nu Zulu. Uite și acolo. Ăla-i Zulu? Mâncăia și fusta lui, ce frumos. Ci că ăsta e rege. Da? Da, deci vezi că din câte se pare... Britanicii aveau puși moderne, zice aici. Zulușii luptau cu sulița și scutul. Mama avea o să zice sulițe. La finalul luptei, victoria a fost a luptătorilor africani, adică zulușii... Zulu, da, aia de unde ai zis că erau? Din Isandlwana. Aia. Auzi? Dai seama ce e Adalat. Da, gata, îți mulțumim. Nu, că stai că n-am terminat. Lăsați-l, mă, să-și termin. Armata britanică nu a suferit nicio înfrângere atât de dură în fața unei armate de băștinași. Bine că n-ai zis altceva, da, că tot cu băi, nu mai am zis. I-a bătut Zuluși. I-a bătut Zuluși, bă. Cu sulița. Hai, dă să mă, gata. Îți mulțumim frumos pentru asistența ta. Stai că vezi că și fără biciclete am citit așa pentru... Bun. Deși nu mai diclesc. Acum știai că știri din Cluj. Da. Ci că brazii de Crăciun se mai ridică gratuit până în data de 22 ianuarie. Adică cine nu... Ce-or face cu ei? Cred că îi păstrează pentru Și anume la anul? Pentru anul viitor, îi dă mai ieftin la preț. Așa. Să aveți bătaie pe ei. Da, clujenii s-au putut debarasa gratuit de brazii de Crăciun. La punctele gospodărești. Mamă, cum sună asta? La punctele gospodărești. Oh. Cum sună? Nu, serios. Foarte frumos, cum era pe vremuri. Gospodăriile de partid. Deci, la punctele gospodărești, până în data de 22 ianuarie 2024, anunță primăria. După această dată, brazii vor putea fi duși la centrele de colectare. Bă, și asta. Centrele de colectare. Da, mai ții minte centrele de colectare? Portocalii, știi? Da, mi-aduc aminte. Așa, a deșeurilor situate în cartierul Mănăștur, da, este sau în cartierul Mărăști. Și cu asta, basta. Bun. Astea au fost știrile și avem, dragilor, știrile, să știți că au fost acreditate de... Cu două buze, prietena noastră, Liliana Japana. Ne-a lăsat niște buzițe aici. A, Liliana Japana ți-a trântit buzele alea acolo, am înțeles. Da. E tot de bun, și avem, fii atent, Nicu, avem și rețeta zilei, știai? Rețeta zilei, nu? Da, uite, pe bărbosul acolo, ia să-l urmărim. Vedem rețeta zilei. Hai, noroc și voi, băieți, și fete! Astăzi mă gândeam să ne ocupăm de o mâncărică care mie îmi place tare mult. Tare mult îmi place. Și anume, mâncărică de adei copți cu smântână. Hai de capul meu, deja îmi plouă în gură. Dar așa, pe sistema lui Bărbosu. O leacă diferită față de cea pe care cred eu că tu o știi. Așa că una și cu una face două, ne apucăm de treabă că eu nu mai pot de foame. Și mi-e și poftă, nu de alta. Huștiluc, agregat, tigaie, foc. Foc mediu. Ulei. Tai-tari-titi. Și huștiluc în uleiul ăsta, o ceapă. Trebuie așa, mărunțel. Când ceapa s-o prăjit așa o leacă și-o schimba culoarea, huștiluc, cu vreo tricăței de usturoi, huștiluc aici. Tocați mărunt așa. Prăjim o leacă și usturoiul ăsta pentru vreo, eu știu, 30 secunde, un minut. Trebuie să ai grijă să nu se ardă. Eu zic tot timpul că să aveți grijă să nu se ardă usturoiul. Cu usturoiul arzi. E nașpa, nu-mi place deloc. După care, huștiluc cu ardeii noștri. Eu am aici o cantitate destul de generoasă de ardei roșu, capia, copt. Și rup cu mâna, așa, fâșiuții. Nu l-am tăiat, nu. Așa îmi place mie, o leacă mai mare. Tu dacă vrei să tai mărunțel, poți să tai mărunțel. Dar mie așa îmi place, mâncărica asta, așa îmi place, cu ardei o leacă mai mare, așa. Prăjim o leacă ardei ăștia la foc mic, împreună cu ceapa. Ei, acum, închide și tu ochii, fă-te că n-ai văzut câte o coajă, câte o sămânță. Fă-te că nu l-ai văzut, păi. Te-a spune niște sale și ești piper. Și călim ardei ăștia pentru câteva minute. Zic eu vreo 4-5 minute la foc mitel. Lăsăm așa să îmbine gusturile. Lăsăm așa o leacă cu ceapa aceea așa. Uite așa, îl lăsăm. Foc mitel. După ce eu fiert o leacă ardei ăștia cu ceapa, uștuluc, eu am aici două roșii mai mititele. Tăiate așa cu buleții. Uștuluc aici cu ele. Și transpirăm o leacă și roșiile astea. Le gătim o leacă împreună cu ardei. N-adăugăm apă, n-adăugăm nimic deocamdată. Nimic. Eu, ca să intensific aroma de ardei, după ce o mai fiert o leacă, s-o mai închegat așa, s-o mai făcut așa zama ce eu mai scăzut o leacă, eu am să dau cam jumătate de linguriță de boia dulce și un vârf de linguriță de boia afumată. Asta cu boiaua e opțională, dar zic, aduce încă un strat de aromă, care mănâncă mâncărica asta o să întreb, băi frate, dar ce e pus pe unei copt ardei aia, e copt în foc, miros așa, fum, măi, și fai miros. Lăsă așa, ca un truc, știi? După care huștuluc, nu știu cum să zic, 100 de mililitri de smântână lichidă. Atenție! Este foarte important să pui smântână lichidă și nu smântână normală. Din ce cauză? Smântâna normală, când o pui în chestii care îți fierbiți, se brânzește, nu merge, înțelegi? Și de asta eu prefer smântână lichidă, înțelegi? Dacă vrei să pui smântână normală, ar trebui să o amesteci cu o leacă de făină ca să nu se brânzească, făină albă. De eu am vrut să evit făina albă și din cauza asta am pus smântână lichidă, plus de asta îți și fan smântână din asta pentru gătit, decât să pun smântână normală. Așa îmi place mie. Mai potrivești o leacă de sare, de piper, dacă mi-ai trebuie. Eu mai pus o leacă de sare, mai pus o leacă de piper și am stins focul. Gata, te-am pupat pe portofel. Dar, mai e un pas. Știu că nu e tradițional și nu așa făcea bunica, dar eu am să pun niște parmezan raspi deasupra. Băi, omule, mie, sincer, ți-o spun, nu prea îmi pasă mie de, neapărat, de cum se face corect mâncarea. Mie îmi pasă cum e bună mâncarea. Las, corectitudinea o lăsăm pentru alții. Dar neapărat parmezanul cu focul stins, asta. Și amestecăm. Da, știu că o să comentezi unii, ai, de capul meu, pui parmezan, dar ce bă, bărbosule, bunica punea parmezan în mâncare? Nu bă, bunica nu punea parmezan în mâncare, ea punea făină, înțelegi? Rântaj. Dar mie nu plăcea. Nu toate mâncărurile lui bunica erau perfecte, erau bune, nu zic ba, dar dacă putem face și mai bun cu ingredientele din zilele noastre, de ce nu? Ia uite așa, bă, băieți, fete, uite așa, crede-mă, parmezanul o dus totul la un alt nivel. Și bineînțeles să nu uităm de o lecuțică de pătrunjal. Uite așa, ăsta e tata. Mâncărica noastră de arei copt cu smântână. Nu poți să mănânci așa ceva fără mămăligă, băi. E cumva, cum ar fi împotriva legii, cum să mănânci așa ceva fără mămăligă. Ce? Ia. O, viața mea! O, vai! O, vai! Vai cât e de bună! Asta e mai bună decât orice friptură, ascultă la mine! Hai noroc și la mai mare! Vă pup, să ne auzim sănătoși! Până la viitoare! Și noi te pupăm, Bărbosul, și îți mulțumim frumos pentru rețeta emisiunii. Bravo, te mai așteptăm. Știi ce, Nicu? Da. Intrăm în publicitate. Da, publicitate. Și după aia revenim cu un moment super mega live, super incendiar cu Nicu Datcu. Nu plecați, rămâneți! Rămâneți! Vino Acilica lângă mine pe canapea, ușor, ușor, live 100%, dragilor, să menționăm faptul că... Mi-a căzut 100 de euro, dă-mi-o tu, te rog, de acolo. Las-o acolo. Las-o acolo, să nu iei. Așa de bine acolo. Da, să se mulțească, la mituș, dă-o, împinge-o cu piciorul spre mituș încolo. Bravo, Nicu. Să știi că piesa asta... Măi, este un cântec, fii atent, este un cântec foarte vechi, îl cântau lăutarii la țară, când eram eu copil la nuntă, și după aceea l-am auzit imprimat la maestru Benone Sinulescu și mi-a spus: fii atent că s-a cântat la noi la Buzău de lăutari, să-l cânti și tu, să-l iei, să-l faci, că e frumos. Mai ales că... și eu îl țin minte când eram copil și mergeam la nunți la noi acolo în sat și lăutarii cântau piesa asta, era așa o nebunie. Eu știu de la Nea Beni, piesa o știu, am ascultat-o pe unul dintre albumele lui Nea Beni, Dumnezeu să-l ierte. Băi, fii atent. Avem aici o informație despre tine, oricum tu ești... Despre mine? Despre tine, nu doar una. Tu ești genul de om care imită foarte mulți artiști. Da, exista și chestia asta, uite, că mi-a adus aminte, a fost momente de-astea de imitații pe la emisiuni de televiziune, tot Nea Beni m-a dus, eu le-am făcut în privat, dar lui Nea Beni i-a plăcut foarte mult chestia asta și a zis, fii atent, o să te duc la televiziune și m-a dus la mare realizator. Nea Beni mi-a dus la Titus Munteanu. Bă, te duc la Titus Munteanu, fii atent. Și m-a dus la Titus Munteanu și m-a dus și la Lazarov, să știi, când a făcut Genialii și au rămas uimiți de felul meu cum imitam eu așa chestia. Măi, la Genialii asta, să știi că am fost și eu, pentru că Nea Beni era un, pe lângă faptul că ne știam de foarte mult timp, era și un dinamovist, știam că... Da, păi, la așa, și chiar i-am făcut o surpriză, că am apărut cu... Am cântat piesa Cine bate seara la fereastră. Am cântat cu Ana Maria Ferenț atunci. Da. Dar am fost și eu atunci, mi-aduc aminte, gata. Nu te țin minte, mă rog. Nu mă țin minte că era mai mititel și nu cădeam pe ecran, da. Fii atent, spune așa, singura care s-a supărat, Dumnezeu să o odihnească, este... doamna Ionela Prodan. Păi știi că și eu am avut o problemă. Nu cred, tot așa pe chestia asta? Da. Dar eu am avut o problemă la un moment dat... Știi de ce? Spune tu, ca să-ți spun eu ce s-a întâmplat. Păi normal, că eu sunt șef aici. Eu trebuie să spun. Fii atent, eram la o emisiune care se ducea în zona asta să imităm diversi artiști. Și eu trebuia să o imit pe doamna Ionela Prodan. Mă rog, a fost o știre cu Ana Maria, mă rog, cum exagerează presa, și am cântat aia. Din bucătă mea de pâine, știi? Da. Băi, și îți dai seama că m-au mascat ăștia din platou și am cântat cu mexicanul. Băi, ce mi-a făcut după prestația aia, mă rog, ne-am împăcat ulterior, dar mi-a spus, mamă, să nu mă mai imiți niciodată. Zic, doamnă, dar v-a plăcut? Extraordinar, dar să nu mai imiți. Mie mi-a făcut în misiunea care o prezenta Mădălin Ionescu. Așa. Pe atunci a fost invitată și a surprize, apare doamna Ionela pe platou acolo. Uite, Nicolae Datcu vă poate imite. O, mâncă-l-ar, mamă, puie, dubuie frumos să mânce, mamă. Măi, tu mă imiți pe mâia, cum? Și am venit, din bucata mea de pâine, lume, și-a luat Dolănis cu câine. Râs acolo, ia, cum vă place, doamna Ionela? Sigur, cum să nu-l pupe, mămica, că-l cunoaște, mămica. Mă filmase pe la Tele7 ABC, îmi făcuse niște filmări frumoase. Și după ce în momentul când s-a închis lumina, că s-a terminat emisiunea, știi ce a făcut? Bă, e vreun conflict. Bă, tu faci izmeneală cu mine la televizor? Vezi că dau cu tine de pereți, nu te vezi. Bă, da, pe mine atunci, îți spune, pe mine m-a făcut praf. Dar am avut, bine, a scos-o Ana Maria atunci. Și pe urmă trec câțiva ani și mă sună. Te pupă, mămică, am și eu o treabă cu tine, să vii, mămică, că fac eu ceva, un spectacol și... Nu, doamnă, nu mai vin. Deci, mamă, că mămica te iubește, că... Nu mai vin, doamne, că m-aș certat atunci în emisiune, în platou, m-ați făcut atunci, am intrat în pământ de ce mi-ați făcut. Mie, știi, când zice, hai, bă, mamă, te super pe mămica, te pupă, mămica, ai vino acolo. Și m-am dus și m-am împăcat, să știi. Și am fost unul dintre puținii invitați, că din folclor, la ultima sărbătoare ei, când împlinise 70 de ani, a făcut Ana Maria la un hotel mișto, cu tare, și am fost invitatul ei, ultima petrecere de ziua ei de naștere, când am plinit 70 de ani, am fost invitatul. Ai fost acolo. Da. Deci, în momentul în care ne-am împăcat, cred că eram tot la Etno TV, mi-a și lăsat o carte de vizită, era reprezentanta ceva cu diaspora. Da, cu diaspora, se ocupa cu românii exact din diaspora. Așa. Ia la mămica, nu mai sunt supărată pe tine. Știi? Da. Așa... Și asta voiam să spun, exact ce am spus și mai devreme, pe lângă faptul că ai imitat-o pe doamna Ionela Prodan, faptul că ai fost foarte apropiat de Nea Beni, asta se știe. Da, foarte mult. M-a ajutat foarte mult și în momentul când eu eram la începuturi, știi cum e la începuturi, nu te bagă nimeni în seamă, nu te ia nicăieri, ești așa, și a fost singurul care m-a simpatizat, m-a plăcut și m-a luat și în turnee, unde și la spectacole, și m-a plătit și domnul. Să știi, că așa. Tot vorbeam... Deși nu meritam eu atâția bani. Da, mă, nu mai fi modest. Că tot vorbeam de începuturi. Ia fii atent. Da. Ia, uite-te acolo în monitor. Da, ce păr aveam. Băi, aveai părul. Da, mai greu, mamă, dar ce păr aveam. Băi, dar îți făceai freza, sincer. Și... Păi mi-o făceam, că aveam... De unde? Aveai? Ce vârstă aveai aici? Mă, aici cred că eram, aveam vreo 24 de ani, eram în ansamblu Ciocârlia până la începuturile mele pe acolo. Da, și aveam plete în vânt. Aveai. Aveam, da. Băi, și mă certa doamna Aneta tot mereu. Bă, bocel, să te faci așa, să te faci cu părul așa, să te faci așa. Și dânsa îmi făcea frezura asta așa. Ia uite. Bă, dar nu, își ședea bine cu... Da, te țăran de la țară. Eram tipul de țăran cu frezură de țară. Uite că era bine. A, bă, că nu-ți ședea rău. Erai ce trebuie, adică... Da. Erai în mediul ăla, știi? Da, eram ce-mi trebuie, adică mediul ăla, bine zis. Ce vrei să apar cu păr vopsit? Numai cântam muzică populară, dacă... Păi n-am, mă, băi. Ia, da. mai avem poze cu Nicu? Ia să vedem. Da, da. Mai avem, știu că am mai văzut eu niște pozuțe pe acolo, ia să vedem. Aici am fost de sărbători acum cu doamna Maria Cârneci. Deci asta e prietenă bună, iar doamna Maria Cârneci. Păi ziceai că de sărbători ai fost cu Mințel. Nu, am fost înainte de sărbători, s-a lansat aici în București singurul hipermat numai cu băuturi. Nu găsești decât băuturi alese acolo. Și doamna Maria zice, hai că uite, îl cunosc pe patronul, a venit din America și te văd. Și acum ne-am întâlnit și cu domnul Serghei Mizir și am făcut o poză. Și dacă tot ai fost la deschidere, nu ne-ai adus și nouă ceva? Nu, mi-a dat doar mie. Da, înțeles. Și tu ești pe genul mână de popă. Bă, ce să dă, nu se dă. Ce să dă, nu se dă mai departe. Bine, mă, Nicule, gata, te ieri de data asta. Îți mulțumesc încă o dată că ai fost prezent cu noi. Mă, știi că întotdeauna... Ce e frumos, ține puțin. Dar de ce mă mai chem dacă ține puțin? Cheamă-mă unde ține mult. Băi, fii atent. Poate că data viitoare, dar nu-ți promit, poate că facem... Nu te mai chem, da. Poate facem o treabă din asta de vreo oră, așa e ok? Da, ar fi bine să știi. Oră și ceva. Avem ce vorbi și dacă ne întindem la vorbă, stăm de taină o oră, n-avem nicio treabă. Da, mie merge gura ca o mieliță. Nicu, îți mulțumim, poftim la cântat, te rog frumos. Da, mulțumesc. Încă o dată, ce să zic, o plăcere deosebită să-l avem pe Nicu Datcu lângă noi, un prieten deosebit, o voce extraordinară. Și revenim după cântarea lui Nicu Datcu. Avem un invitat surpriză. Și noi, dragilor, am revenit cu un nou invitat, pentru că în seara asta ne-am propus să dezbatem așa problema patriotismului, să vedem cât de patrioți mai suntem, cât de naționaliști mai suntem și avem ca invitat pe doamna avocat, doctor, lector universitar, Maria Georgiana Teodorescu, care este și coordonator Relații Externe AUR. Sărut mâna, bună seara, bine ați venit, vă mulțumim frumos. Bună seara, mă bucur să fiu aici. Invitației noastre. Cu mare drag, ne onorează invitațiile din partea postului dumneavoastră întotdeauna. Să știți că întotdeauna, așa cum am obișnuit, ne ducem către tradițional, ceea ce și dumneavoastră agreați ideea asta de sigur că da, suntem mândri că suntem români și trebuie să ducem acest sentiment și generațiilor care urmează. Să-i creștem în acest spirit. Asta e, pentru că noi vrem să menținem identitatea noastră ca și români. Folclorul, tradițiile, portul popular, pentru că ați venit îmbrăcat ca pentru Etno TV și vă mulțumim încă o dată. Intrăm direct în problemă, poate că sunt oameni care nu vă cunosc, că vorbeam pe pauza publicitară, ne propunem să cunoaștem mai mult omul din spatele politicianului și v-aș adresa prima întrebare, de unde provine doamna Maria Georgiana Teodorescu? S-a născută la Iași, născută și crescută, deci moldoveancă. Mândră de accentul moldovenesc și de copilăria petrecută în Moldova. Un pic cu accent? Se poate și un pic cu accent. Vă rog. Și faci mai baiatului mai. Așa e. Am zis bine sau? Da. Așa. Mai băiete. Băiete. Frumos la Iași. Vă spun, am prins o zi la Iași în care ninsese și am fost acolo, în Copou. Da, pe cum. Superb Copol. Superb, deci pus... Dar vă recomand să mergeți în luna mai-iunie, când înfloresc teie, când e Copoul plin de studenți, studente, de tineri, de copii. E o încântare să te plimbi pe străzi, să-i vezi tineri frumoși, mergând la facultate, stresați, cu sesiuni, cu examene și toată splendoarea naturii, parcul, Copou, vorbiți natura e superbă. Nostalgie, da, vă e dor de Iași. Cred că n-ați mai fost de ceva timp la Iași. Merg rar la Iași pentru că mi-am mutat și părinții la București, am adus aici să fie aproape de mine, le era greu tare și mie fără ei. Și am decis că e mai bine să-i aduc aici. Sunteți ca să fie mai aproape. Așa? Sunteți foarte aproape. Sunt mămoasă că sunt și mamă. Și ca orice mamă româncă trebuie să fii mămoasă. Mai ales moldovencele, suntem foarte mămoase. Și gospodine. Și gospodine, așa este. Asta o știu încă o dată. Da. Sunt un pic invidios pe zona natală, vă spun sincer. Îmi place foarte mult Moldova, îmi place, o iubesc. Da. O iubesc pentru mine, am spus așa, zona Iașului, Bucovina, iar îmi place foarte mult, dar zona Iașul, v-am spus, l-am prins atunci abia ninsese. Pur și simplu mă lipisem de Copou, zic, băi frate, eu nu mai plec. Și cred că am stat în parc vreo 2 ore, nu-mi venea să mă dezlipe. Și oamenii primitori. Foarte calzi, foarte calzi, foarte primitori, așa este, oameni buni. Parcă viața are un alt ritm în Moldova și ne permite să ne mai amintim mai des de lucruri importante, să deschidem o carte, să citim, să mergem mai des la biserică, să ne plimbăm în parc, să facem lucruri pentru suflet. În București, de multe ori, peisajul te fură. Ai foarte multe de făcut, ai în permanență activități, alergi dintr-o parte în alta și de multe ori uiți lucrurile astea. Și când te întorci acasă, în Moldova, și te întâlnești cu oamenii de acolo, cu străzile, cu clădirile, cu frânturi din copilărie și din tinerețe, îți reamintești că aia e viața adevărată. Știți cum e... Oamenii, eu mi-aduc aminte din copilărie, eu mi-am petrecut copilăria la bunici. Și eu. Așa. La bunicii de pe mama. Și în special vacanțele, pentru mine nu exista tabără, pentru mine vacanța însemna bunici. Și când ne întâlneam, când începeam școala, ne povesteam unul altuia. Băi, ce ați făcut? De exact. Normal. Și cei care rămâneau în București, se uitau pur și simplu cu ușoară invidie la noi, că noi povesteam, ne duceam la Iaz, ne duceam, eu știu, furam pepeni. Ați furat vreodată? Am furat căpșuni din grădina vecinilor, cireșe din copacii tot ai vecinilor, dar și ei veneau și furau cireșe de la noi, deci era un barter. Da, era un barter, că aveam soiuri diferite de cireșe, așa. Am fost cu caprele la păscut, pentru că bunicii mei creșteau capre, nu aveam vacă precum alții care erau mai înstăriți, noi aveam câteva căprițe. Dar și laptele de capră era foarte bun și sănătos și am crescut cu lapte de capră. Mergeam la pământ, când mergeau bunicii, nu mă puneau pe mine să sap prea mult, asta că eram copil, mai puțin cu săpatul, dar când trebuiau făcute însămânțările, sigur că da. Mergeam, puneam în pământ cartofi, ceapă, le-am făcut pe toate. Deci ați gustat copilăria cu de toate, inclusiv cu gospodăria bunicilor. Deci lucrul ăsta mă pot lăuda și eu, dragilor. Și tocmai din motivul ăsta am ținut musa aici în București. Eu am un băiețel de 6 ani. Să vă trăiască. Mulțumesc la fel, Doamne ajută la toți, să ne trăiască copiii și să fie sănătoși. Mi-am dorit foarte mult să pot să-l mut la casă, să aibă o copilărie la curte. Și am reușit să-mi iau o casă în afara orașului, o casă normală, o casă modestă pe care am renovat-o puțin, dar care are o curte și am pomi fructiferi. Și vara trecută a stat copilul în curte toată vara și și-a făcut burdihanul plin de smochine și de cireșe și de toate fructele pe care le-a putut găsi prin grădină, pe care n-a stat să le spele tot timpul, ce-i drept, dar le-a mâncat așa și n-a pățit nimic și a fost foarte vesel și a avut o vară nemaipomenită. Voiam să vă întreb, când îl vedeați mâncând fructele astea nespălate, vă regăseați așa? Cum să nu? Păi nu, așa am crescut. Păi, și eu la fel, vă spun sincer, îmi aduc aminte când intram în grădina bunicilor și mă duceam și rupeam câte o roșie din vrej și doar o ștergeam de așa un pic pe mine și începeam să castravete și mâncam direct. N-aveam nicio treabă, nu aveam niciun gând să o spăl acolo. Așa, pentru că am vorbit un pic și ați adus în discuție despre faptul că printre altele vă plăcea să deschideți câte o carte, să lecturați. Am aici o informație. Dumneavoastră ați spus într-un interviu: avem nevoie de școli de calitate, de profesori bine remunerați și de a reda prestigiul învățământului superior. Este esențial să ne inspirăm din bunele practici ale altor țări, dar să le adaptăm la realitățile specifice României. Da, cred cu tărie în acest lucru. Sunt și cadru didactic universitar de vreo 12 ani de zile și în fiecare an am bucuria de a cunoaște 200-300 de studenți cu care interacționez. Deci deja am câteva mii pe care i-am văzut. Meseria asta de pedagog mi se pare ceva extraordinar. Eu zic că trebuie să ai har ca să poți face lucrul ăsta. Îți trebuie multă răbdare, cu certitudine, și capacitatea de a te adapta fiecărui copil în parte, pentru că fiecare copil este diferit, fiecare vine la școală cu viața lui, cu problemele lui, cu familia pe care o are și trebuie să găsești calea de a comunica cu el și de a transmite mesajul pe care îl ai, astfel încât el să-l primească. Nu este ușor, dar referitor la citatul pe care îl spuneați, da, e mult de discutat aici. Învățământul din România, din păcate, nu este nici măcar pe aproape ceea ce ar trebui să fie. Este corigent sau repetent? Este corigent, nu este repetent. Încă se poate redresa. Avem nevoie de voință și de voință politică, firește, avem nevoie de dascăli buni. Nu putem să cerem performanță unor oameni care de-abia au din ce mânca, care au salarii mizere. Nu poți să-i ceri unui profesor care se duce la școală în învățământul primar sau gimnazial și ia 2500-2700 de lei pe lună să facă nu știu ce performanță. Omul ăla de-abia trăiește. Ca să zgârmă așa un pic, cu toate că nu mi-e felul. Proiectul România Educată este un fiasco? Da. Este un fiasco, clar. Numai educată nu a ajuns România să fie pe cât și-a dorit-o sau a spus domnul președinte că ar vrea să fie. Lăsați. Nu vedem. Una dintre, dacă ar fi vreo măsură, eu știu, în tot proiectul ăsta, ceva demn de remarcat, nimic. Eu le-am trăit cadrul didactic, le văd, am văzut tot felul de proiecte care s-au demarat, v-am spus, în ultimii 12-13 ani de zile, și ce pot să vă spun este că tinerii care vin din urmă, dincolo de faptul că sunt din ce în ce mai nepregătiți, partea cea mai tristă este că sunt din ce în ce mai debusolați. Eu constat la tinerii care vin către universitate că nu mai au hobby-uri, nu mai au pasiuni, nu mai știu ce își doresc în viață. Au intrat în bula asta că internetul și inteligența artificială reprezintă viitorul și doar atât, și au uitat de toate celelalte meserii pe care noi le știam și pe care ne le doream. Foarte puțini își mai doresc să se facă, de exemplu, profesori, că tot spuneți. De ce să se facă profesori? Le spun studenților mei să meargă spre o carieră didactică și toți îmi spun, păi de ce, doamnă, ca să murim de foame? Le spun să meargă spre o carieră juridică și îmi spun, păi doamnă, da, ca să te faci, nu știu, procuror, judecător, trebuie să stai să înveți 2-3 ani, să stai închis în casă să înveți. Păi acum cu TikTok-ul, cu platformele, cu astea faci mult mai mulți bani pe lună decât ai face dintr-un salariu de magistrat, de exemplu, sau de avocat, sau orice altă meserie. De doctor nu mai spun. Păi. Deci una dintre marile greșeli, și eu știu, un proiect pe care dumneavoastră l-ați putea avea ar fi reînființarea școlilor de meserii. De meserii, da, avem nevoie de meserii. Nu se poate, am ajuns în halul în care îți trebuie un electrician sau, nu știu, un instalator și aștepți cu săptămânile, cu lunile ca să găsești un astfel de om să vină să te ajute. Oamenii noștri buni au plecat peste graniță căutându-și, dorindu-și o viață mai bună și acum am ajuns să importăm forță de muncă din alte țări, care de cele mai multe ori este necalificată, vine și se califică aici pe cât poate, dar tinerii noștri nu își găsesc o direcție și nu fac altceva decât să plece și ei la un moment dat, tot în căutarea unui vis sau unei vieți mai frumoase altundeva. Păi asta... Și ne mirăm de ce suntem a doua națiune care a generat un astfel de exod. Numai cei din Siria, care au suferit totuși ce au suferit, au plecat mai mulți decât noi. Noi suntem a doua națiune la nivel mondial care și-a părăsit granița. Avem o țară în afara țării. Vă aduceți aminte perioada în care noi chiar exportam forță de muncă, aveam oameni calificați și chiar exportam atât de multă forță de muncă, ingineri, lăcătuși, mecanici, doctori. Eu țin minte, pe vremuri, știu că tatăl meu a fost plecat pe șantier. Da, 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 construcții și au construit, cum să nu? Exact. România a participat, românii participau la reconstrucția multor state. Așa este. Așa este. Din păcate, deci ăsta ar fi un alt proiect al dumneavoastră și este un... Se pot face foarte multe lucruri, să știți. Dar uitați, dacă alocăm educației nici 3% din PIB și ne batem cu pumnul în piept că vrem de 15 ani, tot spunem că vrem să dăm 6%, îți dai seama de gradul de patriotism și de implicarea politică a liderilor unei țări din procentul pe care îl alocă educației. Dacă te gândești la copii, la viitorul țării, dai cât mai mulți bani educației și faci cât mai multe proiecte ca să ai generații educate. Atunci când dai puțini bani educației și când o tratezi la capitolul și altele, înseamnă că nu-ți pasă de țară, de fapt. Parcă ați simțit următoarea întrebare pe care urma să vi-o adresez. Era cât de mult înseamnă să-ți iubești țara și ce trebuie făcut ca românii să rămână în țara lor. Și, înainte să răspundeți, avem o piesă, pentru că suntem în zona asta naționalistă și că ne pregătim să sărbătorim Mica Unire. Răducani! Răducanu Music a fost așa o introducere în zona asta patriotismului, da. Și rămâne să-mi spuneți dumneavoastră, cum reușim să ținem tinerii în țară? Să știți că patriotismul îmbracă foarte multe forme și nouă românilor ne place să spunem că suntem patrioți. Majoritatea chiar ne considerăm patrioți. A devenit un clișeu? Sau? Pentru mulți, din păcate, este un clișeu și o să vă explic acum de ce. Și n-ar trebui să fie. Suntem patrioți declarativ, dar arunci o hârtie la coșul de gunoi, cade lângă, nu te apleci să o ridici, că te grăbești. Să știți că e și în gestul ăla de a te întoarce și de a ridica hârtia și a o pune în coș, e și acolo un pic de patriotism, un pic de respect față de munca aproape lui, a celuilalt cetățean care o să treacă și o să o ridice și o să muncească, un pic de dorință de a-ți face orașul mai frumos, de a nu fi inundat în gunoaie, e și asta o formă de patriotism. Din modul în care ne creștem copiii, dacă îi ducem, nu-i ducem de mici la biserică, dacă îi ducem, nu-i ducem la muzee, dacă îi învățăm și le povestim despre istoria țării, e și aici patriotism. Câți din părinții generațiilor care vin din urmă mai găsesc timpul și răbdarea să facă aceste lucruri cu copilașii micuți, mă refer cei de 5 ani, 6 ani, 7 ani, generațiile care vin din urmă. Apoi e patriotism puternic în a ieși la vot, în a nu lăsa pe alții să aleagă în locul tău, în a-ți exprima părerea, bună, rea, care este. Dacă ești patriot, trebuie să votezi, nu poți să-i lași pe alții să aleagă în locul tău. Dar nu cumva în, nu știu, dezinteresul ăsta al românilor către zona asta de vot nu este de vină clasa politică? Sigur că s-a ajuns la un nivel de dezamăgire foarte mare, absolut, absolut. Dar să știți că nu pot ei să fure sau să ne dezamăgească, cât putem noi să votăm și cât putem noi să muncim ca să schimbăm lucrurile. Noi, fiecare dintre noi, cu toții. Știți că românilor le este frică de vorba aia cu din urnă iese cine trebuie. Eu nu cred în această teorie și o să vă zic de ce. Am fost învățați, am fost, dacă vreți, îndobitociți să credem că votul nostru nu contează, că sunt alții care aleg pentru noi, că vin agenturile, că vin forțele externe. Și în timpul în care noi tot credeam acest lucru, am ajuns să fim conduși de o clasă politică aleasă de 30% din cei prezenți la vot, care și erau tot 30%. Care mai este reprezentativitatea? De fapt, sunt oamenii pe care noi toți am ales? Nu, sunt oamenii pe care foarte, foarte puțini au ales pentru că numai aia s-au dus să voteze. Noi toți ceilalți am stat acasă și ne-am gândit că votul nostru nu contează. Haideți să-l facem să conteze anul ăsta, să ieșim și să votăm. Într-un fel sau altul, să facem o schimbare, așa să pornim este. Cu asta. Dar pe lângă asta există numeroase modalități de implicare civică. Când au fost proteste, am ieșit, Câți oameni au ieșit? Deși nemulțumiți, și eu am ieșit, firește, deși nemulțumiți au fost foarte mulți. Câți oameni au suferit, au stat închiși în case, au stat cu botnița, au avut tot felul de restricții. Câți și-au îngropat morții în saci și n-au reușit să-i vadă. Câte drame au fost în familiile noastre și cât am îndurat, cât o să mai îndurăm. Să știți că și în această alegere de a îndura, în această pasivitate, e o lipsă de patriotism. Când devii pasiv în fața unei nedreptăți, de fapt, validezi acea nedreptate. Îi lași să-și bată joc de tine în continuare. Sunt de acord cu dumneavoastră, dar pe de altă parte să știți că înțeleg și societatea civilă, pentru că v-am spus, printre alții și eu sunt dezamăgit de clasa politică, pentru că toți au venit cu propuneri și culmea este că doar în perioada asta electorală vin cu proiecte și primul proiect la care apelează este ăla, și tu ai furat. Adică arată cu degetul unul spre celălalt și ei de fapt prin asta își fac propagandă. Da, noi... Ca o ultimă întrebare, ce trebuie, că tot am mers în zona asta, ce ar trebui clar schimbat în România și mai ales, și eu o să vă propun, dacă se poate, ca o lege, eu am gândit-o așa și am spus legea asumării și ar trebui să o luați și în considerare ca fiecare politician în momentul în care se așează pe un anume post să-și asume postul respectiv și dacă face gafe să plătească. Aceste lucruri există deja teoretic în lege, practic nu se aplică. Din ce motiv? Că am ajuns un stat mafiot căpușat de interese politice, de sinecuri și primul lucru care trebuie schimbat este fix asta, clasa politică și toate sinecurile, astfel încât oamenii cu adevărat competenți să aibă acces la funcția publică, să poată să facă lucruri. Ne trebuie profesioniști și să știți că avem profesioniști în țara asta, dar n-au loc săraci să se facă remarcați, n-au loc să vină să muncească din cauza amantelor, pilelor, relațiilor, legăturilor de partid, ale unora, ale altora. Nu se mai satură, nu se mai dau deoparte de 30 ceva de ani încoace. Știți ce n-am mai înțeles eu? La un moment dat se tot vorbește despre negocierea ministerelor. Eu asta n-am înțeles-o niciodată. Da, se negociază într-o coaliție total anormală. Vedem, avem o coaliție PSD-PNL. Cine ar fi crezut vreodată că putem să avem PSD-ul cu PNL-ul să facă parte din aceeași coaliție? Și împart între ele ministerele. Apoi vedem că în discursul politic are loc un ping-pong de ăsta în care cei de la PSD zic că PNL-iștii fac drept, nu fac bine. Dincoace peneliștii zic de PSD-și că nu fac bine, dar nimeni nu rupe coaliția. Lucrurile merg mai departe în dauna românilor. Ei se atacă reciproc unii pe alții și tot ei ne conduc în continuare. Scurt, planuri de viitor pentru dumneavoastră. Pentru noi. Pentru dumneavoastră, nu știu, cum priviți? Eu am ales să mă implic. M-am alăturat proiectului AUR de circa 2 ani de zile și am ales să mă implic în acest proiect. N-am mai fost până acum în politică deloc. Da, o să și candidez, da, tocmai pentru că nu cred că prin pasivitate pot să schimb ceva. Pot să schimb doar implicându-mă. Funcție? Ce? În momentul de față fac parte din lista pe care a prezentat-o Partidul AUR pentru candidați la europarlamentare. Este o listă extinsă, mare, din care o să vedem cine va candida până la urmă sau nu. Dar nu are atât de mare importanță funcția pe care mergi. Important este aportul pe care poți să-l aduci prin munca ta, prin priceperea, prin experiența pe care o ai și toți care suntem acum în AUR și care am venit spre acest partid, să știți că nu am venit ca să ne îmbogățim sau ca să facem carieră. Cu toții suntem așezați, am muncit, avem cariere, avem facultăți terminate, unii au business-uri, unii sunt arhitecți, unii sunt doctori, unii sunt avocați și tot așa. Am intrat pentru că nu mai putem, pentru că ni s-a luat, pentru că nu mai rezistăm. Acest proiect AUR s-a născut din mijlocul poporului, din nemulțumirile poporului. Și oamenii care s-au alăturat tocmai de asta au făcut-o, pentru că noi credem că încă se mai poate face ceva și că România merită. Merită orice efort ca să salvăm lucrurile și ca să putem să ne creștem copiii în țara asta și să le oferim un viitor mai bun. Eu să știți că personal am foarte mare încredere în dumneavoastră. Vă mulțumim. Îmi place foarte mult să stau de vorbă și să știți că aș mai fi avut subiecte de dezbătut și țin morții să vă mai avem invitată în emisiune. Sunteți un om de dialog și asta îmi place. Încă o dată vă mulțumim frumos pentru prezență. Și eu vă mulțumesc. Multă baftă și rămâneți acolo. Dați cu pumnul în masă dacă e cazul. Și românilor o urare să nu mai îndure, să nu mai accepte să fie călcați în picioare. Promisiune. Reveniți? la noi în emisiune? Sigur că da, cu mare drag, oricând mă chemați. Mulțumim frumos. Sărut mâna și mulțumesc frumos pentru invitație. Răducani! Cum v-am spus, dragilor, în emisiunea noastră avem numai și numai oameni frumoși. Ce faci, mă, Lilișor, mă? Am vrut de când îmi doream și eu să stric și o cadru cuiva. Da? Da. Pentru că până acum nu am colaborat cu tine numai ca invitat în emisiunile pe care le-am realizat aici și le-am produs la Etno TV și întotdeauna căutam ca invitatul să aibă cadrul perfect. Să-l arătăm telespectatorilor în cel mai frumos mod posibil. Dar indiferent cât ai căutat să strici cadrul, știi că nu reușești. Știu, tocmai mi-am permis. Știi de ce, nu? Pentru că ești extrem de frumoasă, măi! Oh, mulțumesc, mulțumesc frumos! Asta vă spuneam, dragilor, că, așa cum v-am promis, avem invitați numai unul și unul. Elită! Elită! Asta v-am promis, ne ținem de cuvânt. Bine, mulți dintre ei știau ce invitații avem, pentru că am făcurăm anunțul mai devreme pe TikTok, mai ales că fiecare dintre cei care sunt invitați și-au făcut anunțul pe Facebook. Sigur că da, păi să se uită lumea, număr cât mai mare. Ce faci, mă, Lilișorule, mă? În primul rând îmi voie să îi salut pe cei de acasă, pentru că mi era dor să mai vin în fața dânșilor și în această postură și să-i salut și pe toți colegii mei, pentru că n-am mai trecut de foarte mult timp pe aici și mi-era dor, trebuie să recunosc. Oricum ești de aici, de acasă. Știu, da, așa, și e poarta deschisă întotdeauna de fiecare dată. Pentru oameni valoroși ca tine. Mulțumesc, mulțumesc din suflet. Și ca să-ți răspund, sunt bine, la modul general, slavă Domnului. Sunt bine. Cu job-ul, sigur, știm cu toții că parcursul meu profesional s-a schimbat cumva la multe grade, dar... sunt bine. Și iubita mea, eu când te-am văzut, ți-am spus, când te-am văzut, îți citeam așa în privire nostalgia, știi? Pentru că tu ești pasionată de zona asta de televiziune, pe lângă a fi artist și un om foarte, foarte experimentat. Îți imaginez că nu pot să șterg cu buretele 15-16 ani aproape în care am activat și am făcut lucrul acesta zi de zi. Adică unii n-au ani de viață câtă experiență ai tu în televiziune. Deși n-am vrut să te fac bătrână. Deci nu, Doamne ferește, eu întineresc pe zi ce trece, să știi. Nu vreau să zic secretul meu, dar împlinirea asta profesională și personală cred că e importantă în viața oricăruia dintre noi. Ia să vedem ce au pregătit, au pregătit colegii mei și ai tăi. Ia uite-te, unde erai? Acilica, unde erai? Tot într-o televiziune, dar în cea națională. Da, la o emisiune matinală. Da? Nu-ți spun ce aud în cască, mă rog. La TVR eram acolo, dar eram un pic mai slăbuț, așa. Între timp m-am mai împlinit un pic. Ce ai făcut? M-am mai împlinit un pic. În sensul că ai buzunarele mai pline? Sau? Și în sensul acesta, dar știi cum e iarna... Trebuie să ne țină de căldură un pic. Uite, bine, eu oricum știi că te urmăresc foarte des pe Facebook și de fiecare dată văd că postezi astfel de imagini. Da, acasă întotdeauna îmi face plăcere să mă întorc și acolo, într-adevăr, era o zi frumoasă de toamnă și mi-e doar să mă întorc acasă, la mare. Deci asta era întrebarea, care e legătura cu marea, știi? Marea înseamnă acasă. Acolo, marea e acasă, momentan. Și întotdeauna va rămâne acasă pentru că e locul special. Când stai prea mult de fiecare dată. Când stai prea mult în București, ți se face dor de sunetul ăla, zgomotul ăla al valurilor. Da, dar știi ce? Am convenit cu sora mea ca anul acesta să simțim sunetul acela frumos al mării sau al oceanului, dar în alte părți. Să explorăm și alte locuri din lumea aceasta, atât că se poate. Nici tu n-ai idei, aiurea, știi? Atât că se poate, pentru că până la urmă cu asta rămânem. Și Violenta, ce face Violenta? E foarte bine și ea, da. Și uite că vorbim și de Violenta, o avem, ia să vedem și o pozuță. Te salut din partea... o pupăm și pe Violeta și... Ei, uite, aici eram într-una din călătoriile noastre. Anul trecut am fost la Milano și a fost extraordinar. Și asta? Asta tot la Milano. Putea, v-ați lipit de Milano ăla, vă duceți așa în... Mergem acolo unde se poate, mai departe, mai aproape, cum ne permite timpul, bugetul. Zici că ai fost la Popeșile Ordenci, că ne duce cine pe unde ne permite. Da, uite... Îi îndemn și pe cei de acasă. Am zis că și glumeam pe tema asta, că dau dintr-una într-alta. E mai ieftin un bilet până, nu știu, la Bologna, de exemplu, sau mai știu eu, oriunde în altă capitală a Europei, decât până la Constanța, dus întors cu trenul. În Spania ai ajuns? În Spania n-am ajuns, dar să știi că țin minte invitația. Știi că, da, intenționat ți-am adresat întrebarea. Vara să știi asta, că, da, facem gașcă. Să știi că eu ți-a spune că Spania este interesantă și mai ales zona despre care noi vorbim de atâtea ori. Este interesantă mai ales în perioada de Paște, Paștele Catolic. Săptămâna de dinaintea Paștelui, Semana Santa, să știi că ne-ai vândut un pont. Ar fi bine să ajungi în... Malaga este o zonă foarte vizitată de turiști, pentru că este una... Deci Semana Santa, cred că este cea mai frumoasă în Malaga. Au rămas pe tradiția aia cu tronurile alea, le duc pe umeri. Uite, vezi, e o posibilitate. Descoperi și noi culturi, clima oricum acolo e întotdeauna blândă, așa că de ce nu? Lilișorule, încă o dată îți mulțumesc mult pentru că ai acceptat invitația noastră. Te iubesc din suflet. Cu drag și data viitoare, vii și cu Violeta și vorbim cu amândouă. Sigur. Și așa, ca să încheiem, am fanfar. Ne mai cânti ceva? Sigur, dar nu înainte de a-i saluta pe cei de acasă, pentru că am primit foarte multe mesaje. Drept urmare, le-a fost dor prietenilor mei. Știi cine ne mai salută? Drăgan. În sfârșit, păi îl salutăm și pe Drăgănelu. Doresc să le urez un an bun, să fie prosper și așa cum și îl doresc ei. Și doresc să mai spun și la mulți ani, pentru că ieri un prieten bun și-a sărbat ziua de naștere, Bogdan Lungu. Îi transmit la mulți ani și toate cele bune. Încă o dată îți mulțumim frumos pentru că ai acceptat invitația. Cu drag. Te pup și te iubesc. Vă pup și eu și revin cu drag oricând. Te mai așteptăm la noi în platou și nu uităm că ne-ai promis că vei veni și cu Violeta și promit că vom sta mai mult de vorbă, vom avea mai multe subiecte de dezbătut și poate mai veniți și voi cu, eu știu pe unde ați mai colindat și poate ajungi în, și anume, Spania. Da, dragilor, super show și îți mulțumim frumos, Lilișor. O încântare, o deosebită încântare de fiecare dată când ești alături de noi. Și avem în seara asta, avem și... Hai să vedem ce ne spun astrele, că de fapt asta voiam să vă spun. Hai! Începem săptămâna cu un eveniment astral important, ce anume Pluto trece în zodia Vărsătorului. Este un eveniment unic pentru că se va repeta în aproximativ 240 de ani. Haideți să vedem cum ne va afecta în funcție de zodie. Berbec. Pluto va aduce transformări în cercul de prieteni, asociați, imaginea ta în societate va lua avânt și vei cunoaște oameni noi care îți vor schimba viața. Taur, vei trece prin transformări majore în ceea ce privește cariera și statutul tău social. Pot apărea oportunități noi care să-ți arate ce contează cel mai mult pentru tine în domeniul în care activezi. Gemeni, studiile și călătorile vor avea un impact transformator asupra ta, îți poți reevalua credințele, locul în care ești și vei găsi soluții să-ți îmbunătățești calitatea vieții. Rac, Pluto poate aduce echilibru acolo unde simți că nu ai primit îndeajuns. Te poți aștepta la litigii care să se soluționeze, bani primiți din părți la care nu te fi așteptat și investiții care să-ți aducă profit. Leu, sectorul relațiilor este supus transformării în următorii 20 de ani, începând de la relațiile de cuplu, căsnicie, dar și relațiile cu asociații tăi. Dacă acest domeniu scârția în ultimii ani, vei avea parte de transformări benefice pentru tine. Fecioară, Pluto își va pune amprenta pe sectorul muncii. Vei învăța să-ți investești timpul și resursele mai bine și să optimizezi acest sector al vieții, iar rezultatele îți pot aduce câștiguri financiare importante. Balanța, acest tranzit îți va arăta importanța relațiilor tale, a iubirii, a relației pe care o ai cu copiii sau pur și simplu te vei gândi să îți întemeiezi o familie. Scorpion, focusul pentru următorii 20 de ani va fi pus pe familie. Îți vei mări familia, vei achiziționa o casă, îți creezi rădăcini sau rezolvi probleme legate de familie. Săgetător, vei învăța să comunici mai eficient, posibil să te focusezi pe contracte, investiții, mici deplasări sau să înveți mai multe despre domeniul comunicării, unde vei avea parte de multe oportunități. Capricorn, finanțele tale vor avea parte de transformări majore. Fie descoperi un nou mod de a câștiga bani prin talentele tale native, fie vei descoperi ce înseamnă confortul pentru tine. Vărsător, vei trece prin schimbări majore, vei renaște din toate punctele de vedere în următorii 20 de ani și vei deveni cea mai bună versiune a ta. Nu este exclus să faci schimbări în aspectul fizic, cât și mental și emoțional. Pește, acest tranzit pentru tine va fi despre conexiunea ta cu Divinul. Lumea ta interioară și oportunitățile care îți vor apărea te vor transforma din toate punctele de vedere. Ai încredere că totul va fi bine. Mulțumim frumos, Bianca Mardan, extraordinar pentru mine, ai fost extraordinar, ai pus tu astrele bine pentru mine, mai ales când ai vorbit că e rost și de bani. Dragilor, revenim cu muzică live, nu plecați nicăieri pentru că revenim cu muzică live, show incendiar. Doamnelor și domnilor, Elena Comăneci, îi mulțumim frumos pentru frumoasa piesă pe care ne-a interpretat-o. O poftim la noi pe canapeluță. Sărut mâna, bună seara! Ce face Elena? Seara. Bună seara pentru prima dată în platoul de la tine, de aici. Nu cred, adică nu cred. De ce să nu cred? Că săptămâna trecută am avut prima emisiune, astăzi a doua, mâine a treia. Deci n-aveai cum să fii decât prima. Și sigur o să vină și a 50-a, 60-a. Îți mulțumim frumos pentru urări. Noi promitem, facem o promisiune celor de acasă că o să facem emisiuni frumoase cu invitați frumoși, așa cum avem acum pe canapeluță. Ce mai zici tu, Elena? Ce faci? Zi-ne un pic despre tine. Cine este Elena? Cine este Elena Comăneci, nu? Păi, Elena Comăneci, înainte de toate, zic eu că este un om care iubește viața, iubește pe cei apropiați, iubește muzica foarte mult. Asta se vede, pentru că, na, am văzut și piesa a fost extraordinară. Ai fini? Da, am fini, am 3 perechi de fini, însă melodia este cu precădere pentru toți nașii cărora le voi cânta anul acesta, dar și cărora le-am cântat anul trecut. Sunt convins că ai calendarul plin deja. Sper că cei care se uită acum și pe Etno TV și pe TikTok poate vor mai găsi date libere în calendarul tău. Să sperăm că da, Doamne ajută, ce-i drept, da, treaba merge bine, atâta vreme cât este implicare, este normal să existe și rezultate, de ce nu? Absolut, pentru că întotdeauna, știi cum, profesioniștii te simt un pic emoționată și să știi că emoțiile întotdeauna sunt constructive. Da. Orice artist, să știi că și eu întâlnesc emoțiile, am avut momente în momentul în care m-am suit pe scenă, am avut impresia că nu pot respira, știi? Și apoi au venit emoțiile astea constructive, am simțit așa ca și cum m-au îmbrăcat, știi? Iar spectacolul a fost, să mă laud, fastos. Ce mi-a ieșit asta! Hai să vedem și câteva poze. Ia să vedem și să ne povestești tu câte ceva așa. Ia uite, o pozuță foarte frumoasă. Printre ultimele postate pe rețelele de socializare. Ești activă pe rețelele de socializare? Încerc atât cât îmi permite timpul, având în vedere că am și o familie, am și suntem pe Insta, Facebook și pe TikTok? Sunt activă și pe Instagram, și pe TikTok, și pe Facebook, am și o pagină oficială. Uite, aici eram la, pe platourile IMA de la Antena 1, unde eu anul trecut am absolvit cursurile școlii de televiziune. Crede-mă că lucrul ăsta îl știam. Urma să mă întreb. Îmi spun drăcușorii de aici, din cască, îmi comunic așa câteva informații și urma să te întreb despre școala de televiziune. Intenționezi să ne fii colegă cumva pe viitor sau... Da, intenționez să vă fi colegă pe viitor. Da, de ce? Nu refuz nicio propunere. Păi cu astfel de colege frumoase, crede-mă că televiziunea va cunoaște un crescendo din punctul ăsta de vedere. Doamne ajută, dar să știi că ideea mea a venit chiar aici la voi la Etno. Anul trecut, colegii tăi m-au invitat să fiu gazda emisiunii la Cântece pentru cei dragi de câteva ori și am văzut cum se întâmplă lucrurile aici în platou și cum se întâmplă lucrurile într-o televiziune și am zis, măi, de ce să nu învăț să le fac la un nivel profi? Și am zis, hai să mă înscriu la o școală. Și am căutat o școală, m-am documentat. Aceea a fost cea care mi s-a părut mie cea mai bună. Și... Măi, să știi că în viața asta trebuie să te lași îndrumat și de suflet. Știi? Adică dacă sufletul zice, băi, ia-o-mă pe drumul ăsta, apoi du-te, că până la urmă nu zice el de nebun. Așa este, da. Să ne întoarcem noi la Elena, așa, familista Elena. Spune-ne și nouă ceva. Spre exemplu, în pozuța asta... Da, în pozuța asta eram undeva în Grecia cu soțul meu împreună. Era prima vacanță pe care noi ne petreceam doar în doi, pentru că până acum de 11 ani noi am mers în vacanțe doar însoțiți de copii. Anul acesta părinții noștri ne-au propus să lăsăm copiii la ei și... În ce insulă ai fost? Ia zi-ne, în ce insulă? Eram în Corfu aici. Mamă! Da, a fost o vacanță frumoasă și relaxantă. Îmi place Corfu, știi de ce îmi place? Ideea asta că treci cu mașina, știi, cu vaporașul, cu bacul, cu, da, cum îi zice, da? Feribotul. Cu feribotul, da. Așa. Da, foarte, foarte frumos. Drăcușorii mei din cască mă întreabă următorul lucru. Există și o poză cu cel mic? Se poate, da? Adică te supără dacă... Supăr, nu, ia-o. Okay. Ia, bagă o pozuță să vedem. Ia, uite! O, cel mic care acum are cam 10 ani aproape. Oh. E băiețelul meu și acolo avea 4 luni, ziua botezului, dar acum are 10 ani, este fotbalist de performanță. Cu ce echipă ține? Dinamo. Hai, te rog, zi. Hai. Nu pot să zic, că nu vreau să creez conflicte în familie. Că avem și de o parte și de cealaltă și mai bine... Adică ai și din Amoviște, ai și... Avem de toate, da. Oh, da. Important este că face un sport de performanță și că lucrul ăsta îi ajută foarte mult în disciplină și în sănătate, de ce nu? Copilul este foarte sănătos. Să știi că eu am fost sportiv și sunt încă sportiv și să știi că sportul ordonează. Da. Ați fost foarte inspirați și îl ajută și ca sănătate mentală, sănătate fizică, dar și în viață. O să-l ajute să se organizeze, mai ales sporturile de echipă organizează. Așa este. Nu știu dacă este întâmplător sau nu, însă primesc foarte multe laude și de la after school și de la școală, de la doamna învățătoare, precum că este un copil foarte cu minte și ascultător și că se implică foarte mult și că este foarte manierat și binevoitor cu fel. Fetele, da? Toate fetele din știe mama ce a crescut. Dar să ne zică mama, cum e, cine gătește cel mai mult în casă? În casă? Păi cine s-ar putea să gătească când ești căsătorit cu o moldoveancă? Cine? Așa și ia zine, aici și ce mâncare că arată așa de bine? Aceasta este mâncarea copilăriei mele, budincă de macaroane cu brânză. Nu știu dacă vă amintiți că se făceau pe vremuri, ne făceau și bunicile și mămicile noastre. Nu este un desert foarte sofisticat, însă eu sunt adepta deserturilor clasice, de pe vremuri prin care nu servești doar o mâncare și atât, ci o amintire, o stare, de fapt, mâncarea trebuie să fie. Să știi că, exact cum ai spus, deserturile cu cu cât sunt mai complicate, există riscul să nu iasă. Cu cât sunt mai simpluțe, sunt mai gustoase, nu? Este adevărat, depinde cine le face. Dacă este un om dibace, spre exemplu, mie îmi place foarte mult să gătesc și în special deserturi și cred că mi-are și orice aș încerca pentru prima dată. Adevărul că în zona asta a Moldovei am avut-o și pe doamna avocat și tot moldoveancă și tocmai asta ne spunea. Pe lângă faptul că moldovencele sunt frumoase, sunt și harnice și că vorbeam de frumusețe, tu mai ai o soră, la fel de frumoasă ca și tine. Mai frumoasă este sora. Nu cred, ia să vedem dacă e, păi dacă e mai frumoasă, mai făcut deja mai făcut curios, ia să vedem. Este mai mică cu Nanda, o cheamă Ana Maria Ferenț și... este cea mai bună prietenă. O salutăm, ne privește acum, da? Să știi. Da, a fost de la început alături de noi. Auzi, și drăcușorii o salută, în caz că-ți mă zic că și noi o salutăm. Da, toată și este mămică, are un băiețel de 1 an de zile, acum pe 6 ianuarie. Iar mi-ai răspuns, voiam să te întreb, e măritată? Da, că aici s-au trezit interese. Da, are un băiețel frumos, nepoțelul meu Rasim, pe care îl iubesc foarte mult și noi, toată familia, este minunea familiei noastre. Am impresia că vă iubiți foarte mult, adică țineți relația asta de surori foarte, foarte, foarte apropiată. Și în general, părinții noștri ne-au învățat să fim uniți, toată familia. Cel mai important. Să fim uniți, da. Cel mai important, știi, cum e vorba aia cu sângele apă nu se face, nu? Așa și este. Întotdeauna să țineți, eu vă recomand să țineți vie relația asta voastră, pentru că sprijinul cel mai mare l-ai din partea familiei, părinți, frate, ține minte ce-ți spun, dar cred că știi lucrul ăsta. Știu că am testat pe pielea mea și atunci când ai de vorbit ceva mai delicat cu cineva și când poți suna și la 2 noaptea și aceea este sora, ce poate fi mai frumos de atât? Elenuța, îți mulțumim frumos pentru... Îmi cer scuze că ți-am spus, Elenuța, îmi permit, pentru că te considerăm de acum, te considerăm prietena noastră, a emisiunii noastre. Aștept să știi că te mai așteptăm la început de săptămână. Pentru că întotdeauna, știi, la noi se spune așa, era vorba aia, luni nici iarba nu crește. Noi am demonstrat astăzi că prin prezența voastră... că lunea crește cel mai bine. Băi, crede-mă că da. Și ia uite că se poate ca luni să fie o zi cu voie bună. Cu voie bună. Așa să rămână, să fie toată săptămâna și toate săptămânile ce vor urma de acum încolo. Noi îți mulțumim din suflet că ai răspuns invitației noastre. Vă mulțumesc pentru invitație. Încă o dată îți spun, te mai așteptăm pe la noi, pe la emisiune, te poftim la locul de cântat, ca să ne interpretezi ceva frumos și live, dragilor. Încă o dată, dragii noștri prieteni, mulțumim încă o dată Răducanu Music pentru că ne-a fost alături și în seara asta. Nu uitați că și mâine de la 8 la 10 seara ne întâlnim, dar oricum ne întoarcem, dar eu, știți, eu mulțumesc, ca să știu eu că am mulțumit, și mulțumim și prietenului nostru Radu Baron pentru că ne-a stat la dispoziție cu sunet. Rămâneți aproape că ne întoarcem, incendiari, cum știm noi să fim. Frunze verde busuioc, ia mea bădiță la cioc, și-o mă învață a cioca să nu-mi pierde din lumea. Frunze verde busuioc, ia mea bădiță la cioc, și-o mă învață a cioca să nu-mi pierde din lumea. Hai de cioc, ia mea bădiță, băgără lecuțe, ram-da-ra-da-ra, câte-i soare picior sus, să nu te dai dus. Joacă-mă bădeță, măcară lecuță, ram-da-ra-da-ra, cât-i soare pe cer sus, să nu te dai dus. Și-am jucat de-am adunat lumea din întregul sat. Nici asta nu s-o aprins, cum la joc noi n-am încins. Și-am jucat de-am adunat lumea din întregul sat. Hai de joacă-mă bădițe, măcar o lecuțe, ram-da-da-da-da, câte-i soare pe cer sus, să nu te dai dus. Hai de joacă-mă bădițe, măcar o lecuțe, ram-da-da-da-da, câte-i soare pe cer sus. s-o prefăcut, că ne-a ciocnit priceput. Taticu mi-am adunat, că mi-a și-a eu asudat. Badița s-o prefăcut, că ne-a ciocnit priceput. Taticu mi-am adunat, că mi-a și-a eu asudat. Hai de joacă, mă badițe, macarole cu țărat. Hei! La început de săptămână ne merge bine pentru că știți cum e vorba aia, cum încep săptămâna, așa o să o avem pe toată, da? Toată săptămâna va fi extraordinară. Ne vedem și mâine pentru că, așa cum v-am spus, facem emisiunea asta frumoasă și luni și marți, de la 8 la 10. Vă mulțumim frumos pentru atenție. Mulțumim frumos Bărbosu Oficial pentru rețeta extraordinară. Mulțumim Bianca Mardan că a pus astrele așa cum trebuie. Mie mi-a ieșit cu lovele. Radu Baron, îți mulțumim frumos pentru sunetul pe care l-ai pus la dispoziție. Răducanu Music, îți mulțumim. Mulțumim formației noastre din seara asta. Ne revedem cu ei și mâine seară. Și vă lăsăm în compania formației Răducanu Music. Nu uitați, mâine de la 8 la 10 ne revedem cu un show incendiar tot la început de săptămână. Nu uitați, aniversăm Mica Unire, ediție specială mâine, invitat surpriză. Deci să știți, dacă nu sunteți aproape, nu știu ce vă fac. Bine, sunt cu ochii pe voi. Ne vedem mâine, de la 8 la 10. Piesă!